Portarul Formației Rapid, Vladimir Lifșiț, l-a învins în finala turneului Bătălia Portarilor pe coechipierul său Mihai Moraru cu scorul de 6-5. Nu, я не думал о финале, думал выигрывать каждую игру там, как будет. Очень рад, что выиграл. Câștigătorul primelor două ediții, Nicolae Galance, a fost eliminat în acest an în semifinale. Nu cred că să mai practice. Nu știu precis. Trebuie să vii și ăsta mai tineri, să arăt ei. Eu deja mi-am arătat. Pentru prima dată, competiția Bătălia Portarilor nu a avut invitați de marcă. La edițiile precedente, oaspeți de onoare au fost vedetele fotbalului românesc Gabi Balint și Bogdan Stelea. Asta mă se budem cu cajdem godem răzivați. Я думаю, что можно будет поменять и стадион для того, чтобы болельщиков больше, скажем так, вместилось, пригласить побольше там европейских звезд, и вообще можно пригласить звезд мирового футбола. Cred că cea mai reușită ediție a văzut câți suporteri, câți copii au fost la acest turneu. Au asistat atâta lume când la unele meciuri din divizia națională nu se adună. Competiția din acest an s-a desfășurat la două categorii de vârstă. La seniori au participat 32 de portari din Divizia Națională și Divizia A. Cel mai bun golkiper a primit un set de mănuși creat chiar de organizatorul turneului, Adrian Bogdan.